Azi am revenit în sfârșit cu un haul. N-am mai făcut de foarte mult timp un haul. Și dacă vă vine să credeți, în sfârșit e de la Pepco, care a fost închis în toată pandemia asta. Și nu știu, parcă am simțit că a luat toată lumea razna cu acest magazin, cel puțin la mine în oraș. Sunt în toate grupurile posibile de la mine din oraș și numai despre acest magazin se discuta, sincer. Nu am mers de pe 15 pentru că atunci au deschis ei, din simplu fapt că am văzut ce nebunie a fost acolo și am văzut că au fost și în alte orașe, chiar și în București am văzut niște cozi colosale la Pepco, dar am fost undeva după o săptămână și sincer n-am mai găsit mare lucru, deci începe să-mi pară rău că n-am fost atunci, pentru că oricum știu că erau foarte stricți și să păstrăm distanța și toate lucrurile, cel puțin așa am văzut pe grupuri că spuneau, dar asta este, o să vă arăt ce am mai apucat să luăm, ce mi-a mai plăcut să iau. Și eventual o să așteptăm marfa, următoarea marfă, următoarea noutățile de vară sau nu știu. Oricum, din ce am văzut în mare, cred că era marfa de primăvară, erau și geci și mai multe lucruri pe care acum cred că nu o să ne mai cumpere nimeni sau mai nimeni, pentru că din ce se vede e destul de cald în ultima perioadă, dar au o ofertă mare faină până pe 24, au 30% reducere la orice ține de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, dar accesorii tot așa pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, cum ar fi bentițe de păr sau nu știu, lucruri de genul, o să vă arăt și eu ce am avut la categoria accesorii, dar la cele casnice, pentru casă, nu au reducere, ceea ce e destul de nasol pentru că eu de acolo am fost să cumpăr în mare parte, o să vedeți că nu am prea multe lucruri eu ce țin de reducere, dar asta este, o să vă arăt ce am luat și am aici atâta mai punga și o să fac ceva zgomot. O să am și lejerie intimă și aceea intră la reducere, dar o să vă arăt așa în mare, nu o să stau să o detaliez prea tare. Și ca să scap de ea o să o aleg mai întâi de aici, sper că le-am luat pe toate. Deci am aici mai multe perechi de loți, au fost la 8 lei fiecare, nu o să stau și vi arăt, pur și simplu m-am arătat așa în mare. Și la ei se aplică reducere, adică am dat pe ei 5 lei și ceva. Am mai luat și un sutien care mi-a plăcut tare mult culoarea la el și a fost, cred că 15, cred că încă mai am eticheta, ia să vedem. A fost 15 lei și eu am dat 10 lei și ceva pe el, dar îmi place că are aici o danteluță tare faină și cam așa este. Și iau și kilotul de la el, puteți să faceți un compleu dacă vreți din cele două. Pentru bebe am luat mai multe jucării din astea pentru dentiție, a tot început să facă bale, dacă știți ce vreau să spun, și să-și bage mânuțele în guriță și toate cele, așa că i-am luat două jucărioare pentru 3 luni, pentru că am făcut 3 luni de curând, i-am luat-o pe acesta tare drăguță la 5 lei și deocamdată am ținut un ambalaj ca să vă arăt vouă, dar o să eu dau imediat ce filmez videoclipul. Și la ea aud zornăitoarea, pentru că zice că e cu zornăitoare, dar la cealaltă n-au nimic, deci apar n-am unde e zornăitoare, dar în fine, pe aceea deja i-am dat-o și nu mai pot să o iau acum să o schimb. Dar acum am realizat că e la ea în camera cealaltă, deci o să vă arăt la finalul clipului când merg la ea. Între timp vă mai arăt ce am mai luat. Am mai luat două fețe de pernă, parcă nici la astea nu a fost reducere, dar mi-e plac foarte mult fețele de pernă de la ei. Fețele de pernuțe în special au fost 10 lei, am luat două pentru că am două pernuțe în cameră și sunt foarte faine, deci mie îmi plac foarte mult fețele lor de pernuțe, mi-aș cumpăra într-una, sincer vă spun, foarte mult îmi plac și îmi plac și cele de la Jumbo, dar nu știu, parcă la ei îmi plac mai mult, nu știu de ce, oricum cred că au aceleași prețuri. Am mai luat și o vază pe care am vrut să o iau de foarte mult timp și e superbă, e griul acesta absolut superb și cred că a fost 25 de lei sau 15, sper să nu greșesc, 15 cred că a fost totuși, dar are un design foarte, foarte frumos și de mult am vrut să-mi iau o vază din asta și am zis că gata, acum îmi iau orice ar fi. Pentru baie am mai luat și setul acesta cu, nu e săpunieră, nu știu cum să zic, suport pentru, nu știu, periuță de dinți, pastă de dinți, ce vreți voi să puneți și cel pentru săpun lichid. Foarte drăguțe sunt,
deci îmi plac mult, dar sincer nu prea mai aveam deloc modele, adică nu știu, parcă s-a golit tot magazinul, Doamne Sfinte, nu mă așteptam după doar o săptămână să fie atât de gol. Și v-am zis, dacă aveți magazin în oraș și e deschis, nu știu dacă mai prindeți ceva, dar până pe 24 mai au oferta respectivă, dar v-am zis, la ele nu au reducere, adică nu înțeleg de ce s-au luat atât de multe, dar îmi place oricum și acest model, nu sunt supărată că l-am luat, îmi place cum arată. Și la săpunieră am ales alt model pentru că l-am luat împreună cu periuța pentru toaletă și am ales modelele astea tare, faine. Mie îmi place foarte mult marea. Deci eu una iubesc marea. Mama mea, de exemplu, nu e în același sentiment cu mine, dar mie îmi place foarte mult. Și când le-am văzut pe astea, am zis, Doamne, trebuie să le iau. Inițial le-am luat, mai aveau o culoare cu roz mov așa, dar am avut defect, cred că ați văzut pe Instagram, am avut defectă peria și am fost să le schimbăm și ce credeți, nu mai aveau deloc. Și am fost de pe o zi pe alta și gata, nu mai aveau deloc și am rămas, până la urmă le-am schimbat pe amândouă și am rămas cu verde. Au așa niște scoici care se plimbă, cred că le vedeți. Săpuniera a fost top lei și peria pentru toaletă, hai să vedem, a fost 20 de lei, dar e foarte fain și la asta se mișcă toate chestiile din ea, cred că se vede, dar e super, deci îmi place mult. Aveau și cu model de lemn, aveau și cu, nu știu, și pe gri și pe negru și pe alb, foarte multe modele aveau și style tare fain. Mai am niște tenești, dacă tot au spus că au reducerea aia și la încălțăminte, am să-mi aleg și eu ceva și mi-am luat niște tenești foarte fain, într-o culoare mai crem, ușor rozaliu, așa să zicem, dar e mai mult crem, dar mie îmi plac, știți că eu port o mărime miraculoasă, spectaculoasă și anume 40, pentru că am acest picior și această înălțime și au fost 25 de lei, dar mă bucur că i-am luat pentru că am făcut de curând curățenie în încălțăminte și am aruncat o grămadă de încălțăminte și nu prea mai aveam decât o pereche de Adidas și o pereche de pantofi de la CCC și am rămas și la ei, se pare, pentru că restul i-am aruncat pentru că nu mai îmi plăcea nimic. S-au deteriorat și chiar nu mi-au mai plăcut cum arată. Pentru mine am luat și, de fapt, am mai apucat să iau și zic ei că ar fi cămașă de noapte, da, dacă nu mă șel, așa scrie și pe etichetă că e cămașă de noapte, dar eu o să port și ziua pentru că mie îmi place mult și îmi place cum vine pe mine și mă bucur că am reușit să ajung la mărimea M și nu mai trebuie să iau dita mai mărimile din Pepco și asta vine super bine pe corp, deci îmi place mult de tot și e cu love pe ea. Și e lungă, e până la genunchi, dacă vă vine să credeți, dar mi-a plăcut mult cum arată pe mine și am zis că o să o iau. Probabil o să o vedeți în poze pe Instagram. Am mai luat o instalație, nu știu dacă să o scot de acolo să vă arăt sau să vă fac un clip seara cum arată. Cred că mai degrabă o să vă fac un video, o să vă filmez puțin seara ca să vedeți cum este. E cu fluțura și e foarte faină și am pus-o pe bătunțul bebelinei, vai, este superbă. Și credeți-mă că se uită așa frumos la ei, de mă bucur mult că îi place. Am luat și baterii pentru frutura și ăștia au fost 5 lei și o grămadă de baterii, nu le-am mai adus aici să vi le arăt. Și mă duc să iau jucărioara la cealaltă și asta e cealaltă jucărioară. Asta a fost 15 lei, au reducere și la jucăriile de bebeluși, nu știu dacă am apucat să vă zic. Dar de asta chiar nu e încântată, v-am zis, nu zornăie, nu, eu nu am nimic, în schimb se învort chestiile astea. Da, cam asta face, nu face ceva, nu aud nicio zornăitoare, dar mă rog. Sper să-i placă, sper să fie bună măcar pe viitor când o să mai apuce mai bine lucrurile. Dar, în schimb, îi plac foarte mult plușurile. Ceea ce mă bucură pentru că măcar îi place ceva și de la Pepco cam asta am luat în mare, cam asta am apucat să luăm pentru că, Doamne, ce era acolo. Sper să reînnoiască cât de curând marfa, sper să nu mai găsesc, nu știu, aglomerația aia. Cu siguranță să vă fac un alt haul, dacă vreți, bineînțeles, aștept să-mi spuneți în comentarii dacă v-a plăcut clipul, dacă v-a fost util, dacă ați apucat și voi să luați ceva de la Pepco.
Și dacă v-a plăcut, nu uitați de like, de share, să vă abonați la canal, să mă urmăriți pe Instagram, pentru că acolo v-am arătat chiar de când le-am cumpărat ce mi-am luat de la Pepco. Rămâne să ne vedem cât de curând. Pa, pa!